Roșeu. Ai băgat umărul? La fel nu uita, se duce și bazinul. S-a dus așa. Roșeul se duce exact tot cu muntul, da? Hop, se duce lateral. Uita să pliați lovitura, da? Auto. Ha! La fel și aici. Ha! Mai auzit eu tot felul de discuții că nu se dă așa cu roșeul. Ba da, se dă cu roșeul și așa. Roșeul se dă așa, se mai poate da și de jos. Roșeul de jos în sus se poate da, mai ales pentru cei care au înălțime mică. Eu la fel, eu în cariera mea de luptător am avut numai animale de 2 metri. Dacă mă vedeai pe mine că zădeam ție cu roșeul ca la carte, ia uitați cât de descoperit eram. Până să ajung eu la capul ăla, geam la Paști. În momentul când, clar că nu am un avantaj fizic, roșeul se poate da și de jos, da? Se dă de jos, se duce exact, se duce așa. Se poate da și așa, se poate da și așa. În toată cariera mea am făcut lucrul ăsta, iar pentru cei mici de satură, roșeu poți să dai și așa. Normal, clasic, roșeu așa se dă. Dar se poate da și așa. În momentul când începeți să înțelegeți cum să stați în gardă și să învățați basic-ul, puteți să dați roșiile și cum v-am arătat eu.